gata, se înscrie. Pentru ca să vă ajut, o să încep să discut despre această sarcină chiar aici la lecție, ca să vă introduc în context, ca să nu spuneți că eu v-am aruncat de pe un munte și v-am spus învață-te repede să zbori până ajungi la altitudine zero. Și aici o să utilizăm My Paint. O să vă spun în cuvinte din nou în ce constă provocarea. Există un careva server în internet. Asta e internet. Undeva acolo este un server care reprezintă ținta noastră. În desene animate, de obicei, ținta se marchează cu un X roșu pe hartă. Iată, acolo e ținta. Noi știm că undeva pe acel server există un port deschis care servește SSH conexiuni. SSH este un protocol de administrare de la distanță a unui careva server. Ce putem noi afla despre SSH? Sau ce trebuie să știm noi despre SSH ca să putem să ne conectăm la el? Am auzit până când adresa IP a serverului. Portul, username, cineva v-a spus, da? Și parolă. Da. Până când e totul bine. Adresa IP v-am dat-o în e-mail, care utm-lab.cts.media. Poftim? Asta e adresa human readable pe care voi o puteți converta într-o adresă IP. Următorul punct din această listă este portul. Ce putem noi spune despre un port? În primul rând că este un număr între... Da, pozitiv, întreg... și un număr care trebuie să încapă în 16 biți. Da? Încă ce mai putem spune? Presupun că dacă noi mergem pe SSH port sau, de exemplu, așa, SSH RFC. Undeva acolo trebuie să fie scris care este portul pe care el îl utilizează. Yet, when used over TCP IP, normally the server listens for connections on port 22. Yet, it just scrie cu verde. Înseamnă că primul lucru care noi am putea să-l facem, asta e să ne conectăm la UTMLab CTS Media, la portul 22, să vedem ce se întâmplă. Și acuși o să încercăm chestia dată. Un instrument de bază pe care noi îl utilizăm în rețele, poate să fie Telnet. CTS Media. Sau, nu, întâi facem altceva. În primul rând, ce face Telnet? El deschide o conexiune TCP la o anumită adresă și un port și îți permite acolo să trimiți careva date. Dacă serverul ceva ți-o trimis înapoi, el afișează asta pe ecran. De exemplu, dacă eu mă conectez cu Telnet pe google.com, portul 80. Iată, el spune că s-a conectat. Acum eu pot ceva să scriu lui Google pe portul 80. Eu știu că asta e un HTTP server, respectiv pot să-i trimit o comandă în formatul HTTP-ului. Get slash două backslash r backslash n-uri și el ceva mi-a răspuns. Iată, dacă eu aș fi fost un browser, eu aș spune, wow, HTML, hai să facem render.
Și, în rezultat, browserul mi-ar fi afișat ceva de așa gen. Adică el se uită aici la acest JavaScript, îl interpretează, îmi desenează, aici este o bucățică de CSS. Până când noi putem să spunem că, într-adevăr, pe portul 80, google.com răspunde în conformitate cu protocolul HTTP. Poftim? Da. Hai să vedem. Abstraction, XKCD este un комикс. Так. Voi trebuie să citiți regulat XKCD ca să puteți să înțelegeți în ce constă fișca acestor chestii. Ну, в кейсе дат, он говорит о очень многих уровнях абстрактизации, виртуализации, при которых мы трещим, чтобы не утемло, где сен кумыц. Дар, хайде са ревеним ла întrebаря ноастра. Акума са încercăm același google.com пи порту мио преферат 14-14, кум Виктор а стабилит в лекции прецеденте. Че ведем ной? Ной ведем, ка ел încearc са се конектезе, până când serverul nu răspunde. Sau este lentă conexiune, sau la un moment dat telnetul meu o să obosească și o să spună connection timed out. Adică eu n-am primit răspuns, gata, mă predau. O să-i dăm un pic de răgaz, până când el se gândește. Haideți să încercăm telnet utm lab cts media 22. Să vedem ce se întâmplă. Da, se întâmplă că el nou ne răspunde cumva. Dacă eu aș fi știut protocolul SSH pe de rost, eu aș putea cumva să-i formulez un request pe care el l-ar analiza și ar răspunde conform acestuia. Dar, din moment când eu l-am trimis asadfkhdg, el mi-a spus protocol mismatch, adică ceea ce am scris eu lui nu corespunde așteptărilor definite în sintaxa protocolului. Dar cel puțin noi știm că undeva pe aici, la portul 22, într-adevăr este un SSH server. Acum, cum lucrează SSH? Dacă noi folosim, spre exemplu, pe Linux, de obicei un SSH client, adică o aplicație care se unește la SSH server și vorbește prin protocolul SSH, este instalată out of the box. Și lucrează cam așa. Îi spui username-ul, add, și dai adresa IP a serverului la care te conectezi. Eu o să mă conectez la mine. El mă întreabă care e parola, eu îi dau parola. Și eu acum, teoretic, da, eu am făcut login în compul meu printr-un SSH connection venit din rețea. Adică un pic neordinar, dar posibil. Acum facem o altă verificare. Mă conectez la un server de la mine, de la serviciu. Despre care eu știu că el nu lucrează pe portul 22, dar pe un alt port. Fac așa. Mă întreabă care e parola. Iată, eu acum îs pe acel comp. De asemenea, eu pot printr-un SSH tunel să mă conectez la un alt server. Iată ce am făcut acum. Asta e internetul. Prin internet am ajuns la un server care se numește mail. Iată, noi suntem aici. Iată, asta sunt eu. Eu m-am unit aici. Și eu știu că undeva în rețeaua locală unde se află acel server, mai este încă un server la care eu vreau să mă unit. Iată, dacă ne uităm aici, scrie raelian@mail. Așa se cheamă
numele compului. Eu pot zice, iar să mă conectez deja pe alt comp. De exemplu, ssh alex@sipdecart.com. De data asta el m-a întrebat fără parolă, deoarece eu am făcut autentificarea prin chei. Cheia mea stă pe acest comp și compul la care eu acum m-am unit, SIP, știe cheia mea publică. Despre chei publice și private asta de fapt o istorie lungă, despre care noi o să discutăm în alt context. Dar ideea este că acum, dacă vă uitați aici jos, el deja spune că eu sunt alex@sip. Adică eu m-am dus într-un comp, pe urmă în alt comp, și dacă vreau tare, eu pot din el să ajung undeva acasă la mine. De exemplu, ei să nu vă arăt eu chiar toate denumirile mele și adresele de servere, dar acum vă dați seama ce reprezintă SSH, ce poți să faci cu el. Iată, de exemplu, acum eu sunt conectat pe SIP server. SIP, asta e un protocol, Session Initiation Protocol, care se utilizează în telefonie VoIP, Voice over IP. Și există un SIP server care se numește Asterisk. Iată, eu acum pot să mă unesc la el. Și să văd, de exemplu, așa, SIP show peers. Și eu să văd cine la momentul dat e conectat, de pe care adresă. Dacă vreau tare, eu pot să văd cine cu cine vorbește, de pe care număr a făcut dial. Iată, vă dau un exemplu. Iarăși, intrăm aici. Și acuși eu să pot să sun pe cineva prin, nu de pe telefon, dar prin SIP. Iată, pornesc un client care se numește LeanPhone. Asta e o aplicație care, iată, vedeți, el scrie Registered SIP Alex și asta e adresa IP la care eu acum mă aflu. Calculatorul acesta. Adică asta e adresa IP a clientului. Și iată, eu acum vreau să sun pe cineva. Iată, haideți să sunem Ethernet. De exemplu, 888888. Da? Și iată, el îmi spune ce merge un apel. Bursalara, bună ziua. Adică undeva am nimerit. Și iată, eu ca administratorul acestui sistem, eu pot să văd, dacă eu tare vreau, eu pot să văd ce fac toți userii mei. De asemenea, iată, acuși, asterisk, dacă eu vreau să fac log mai verbose, eu mai dau acolo v-uri. Și acuși el o să-mi scrie în genere mai mult. Haideți să sunăm în altă parte. Nu, dați-mi un exemplu careva. Tu știi numărul lua? 210. Eu fac hang-up și aici puteți să vedeți câteva chestii interesante. Dacă voi să vă documentați despre asterisk, o să puteți să vedeți cum să interpretăm toată această informație. Poate ați observat un mic detaliu. În mod normal, dacă suni în cadrul orașului, trebuie să scrie 022 și phone number, dar eu am scris fără 022. De fapt, pe SIP serverul meu, eu am făcut așa un fel de macros, care se uită dacă numărul apelat este din 6 digituri, el automagic adaugă 022 în față și după asta face dial classic. Iată, putem să vedem aici. Că... Adică eu pot să vă arăt chiar cum eu asta am configurat, dar ideea este că eventual el a apelat printr-un upstream SIP server numărul 022-210-210. Bine, iată, asta e un exemplu de lucru pe care îl poți face cu SSH. Cine ați spus că nu se vede bine? Iată, așa mai bine. Iată, acum eu am făcut logout de pe SIP și am ajuns din nou pe mail. Iată, aici pot să scriu
de exemplu, așa. Și el mi-a dat userul meu curent. Pot să scriu give me the current directory, var, www, mai, mai, mai. Acum eu am ieșit de acolo și eu iarăși sunt pe contul meu local. Și atât eu dacă aici scriu who am I, el deja îmi spune că userul Alex, dacă îi spun PVD, home Alex. Adică, ideea este aceea că cu ajutorul SSH eu pot să fac totul ce aș fi făcut dacă eram chiar lângă acel cont. Dacă eu sunt capabil să pun mână pe un SSH server care nu e al meu, eu pot din numele acelui comp să trimit spam, să fac serve la child porn, să trimit atacuri pe alte servere. Și într-adevăr, dacă pe urmă cineva bate alarmă și începe să analizeze problema, peste cap o să primesc nu eu, dar posesorul acelui SSH server. Dar în logurile SSH serverului se păstrează cine s-a conectat, de pe ce IP, la ce oră. Da, adică dacă tu ești conștient de acest fapt, tu poți să faci ștergere logului. Dar dacă tu ești conștient de faptul că inamicii sunt conștienți, tu o să utilizezi așa o chestie care se numește cu S. Nu. Și nu e SNMP, dar e o chestie pe care eu chiar am implementat-o și asta mă deranjează că eu am uitat. Asta e un mecanism care îți permite să faci remote logging în alt, pe alt server. Stați, asta e foarte important. Da, eu înțeleg că vă acum așteptați în zadar, dar cine știe cum se numește mecanismul ăsta de remote logging ceva cu litera S? Syslog, iată. Este un protocol syslog care tu pui și un syslog server la tine pe comp. Sau nu, el este syslog client. Și de fiecare dată când el scrie un log în file, el îl trimite și pe un log remote care se păstrează pe alt server. Cu alt username, password, care nu neapărat e accesibil din internet, decât ca să faci un write on log. Și atunci, chiar dacă eu am șters logurile dintr-o parte, acolo s-au păstrat. Sau dacă noi suntem ingineri hiper paranoici, noi putem să unim asta la un printer, care scrie pe foaie, pe un papirus de asta, un cilindru cu foaie. Și în așa fel tu nu poți să ștergi, tu trebuie chiar fizic să fie acolo. Adică sunt metode de a rezolva și această problemă. Acum, este tot încearcă, eu cred că noi putem să-l ajutăm și să întrerupem această tentativă. Da, tu avem întrebare. Am înțeles. Eu direct de aici nu mă pot conecta pe calculatorul SIP. Deoarece, iată, din extern, el acceptă conexiuni pe un anumit port care se utilizează de protocolul SIP. Dar pe nimic altceva. Însă pe portul 22, unde ascultă SSH, el face listen, însă nu de pe interfață externă, ci de pe interfață 192, 168, a lui local. Adică eu doar din LAN pot să intru în el. Și asta e o altă chestie pe care nouă ne dă SSH. Că tu poți, iată să zicem că asta e toată rețeaua mea de la serviciu. Eu pot să am un singur comp cu un singur port deschis și pe acel port este un SSH server care are un password brânibuine din 100 de caractere cu tot felul de reguli de genul tu poți să te conectezi numai între ore X și Y, numai de pe IP-ul de acasă sau local.
ceva deșage. Da, asta e un security layer. Adică tu dacă vrei să faci ceva pe SIP serverul meu, de exemplu, scriezi un user care va putea să sune în Pakistan 25 de ore din 24, tu nu o să poți. Tu mai întâi va trebui cumva să răzbați în rețeaua mea internă. Și asta e o altă întrebare. Acum vreau să vă mai arăt încă o chestie înainte de a merge mai departe. Iar ce mai putem să facem noi cu telnetul? Ca să vă arăt un exemplu de dialog mai complet. Cineva din voi a avut lucrarea de laborator în care a implementat un POP client pentru a citi poșta de pe server. A fost așa ceva? La cine lucrează POP client? Nu, un număr не negativ, не nul, întreg de oameni. Haideți acum împreună să facem lab-ul cu POP. Eu am un test account popmail.ru și eu știu conform protocolului POP serverul POP acceptă conexiuni la portul 110. De asemenea, știu că el răspunde cu plus ceva, dacă totul bine. Iată, el spune plus ok, înseamnă că conexiunea merge bine. Eu îi scriu așa, mi se pare că este help. Help o listă de comenzi, da? Bine. Iată, el îmi spune, dacă începe cu minus răspunsul lui, înseamnă că comandul nu-i bun. Pentru a mă autentifica, eu trebuie să dau username. Plus ok. Acum eu vreau să spun parola. Parola se dă așa. Îi spui password. El cu se va gândi. Și în cazul dat, el spune că parola nu e corectă și încă de dată mi-a rupt conexiunea. Ca atare, dacă eu nu greșesc, în protocol nu se spune că trebuie deodată să rupi conexiunea. El poate iarăși să-mi permit încă o dată să trimit comandă password, dar deja cu parola bună. Și după câteva ori el o să mă taie. Haideți să încercăm din nou. Aha. Încă. La lecția trecută noi vorbeam despre Wireshark și eu am rămas cu impresia că eu n-am reușit să vă demonstrez cât e de mega wow totuși Wireshark. Așa că acuși o să facem încă o chestie. O să-l pun să facă sniff, iată, pe această interfață. Și în timp ce el snifează, noi ne întoarcem în terminal. Scriu așa, user, tra-la-la, parola, iată, vedeți, el scrie OK, welcome. Și acum eu pot să trimit careva comenzi conform protocolului POP. De exemplu, list. El îmi arată mesajele de la mine din inbox. Iată, sunt 496 de mesaje. În coloana din dreapta. Asta e size-ul în octeți a fiecărui mesaj. De asemenea, pare mi se este comanda stat. Iată, el îmi spune 496 de mesaje, size-ul total. Pentru a copia un careva mesaj, eu îi trimit comanda retr de la retrieve și îi dau numărul mesajului, de exemplu 490. Și el îmi răspunde cu acest mesaj. Iată, dacă noi ne uităm în el, noi vedem multe lucruri interesante. Iată chestia dată de aici în jos, asta e header-ul unui e-mail. El este definit în RFC 822. Și în el noi putem să vedem multe lucruri interesante, precum adresa IP de la care a venit acest mesaj. Uneori prinde bine. Putem să vedem ce mai vedem? Data, ID-ul mesajului, de la cine, subiectul. Iată, asta e un mesaj de pe mailing list. Asta e adresa la care trebuie să trimiți un mesaj ca să faci unsubscribe și așa mai departe. O să vă dau un link să știți la mine pe site o istorioară despre cum am depistat un om care trimitea mesaj anonim
Daryl nuštė, jak jau štiu dispirė, ar čia jau apsirti daug žduoj, šia jau fakut analizą šiam, man salės čia nėl. Deci, noi când facem login în web interface, noi vedem tot asta așa frumos, cu zorzonele, dar de fapt un mail client, el anume asta face. El primește datele, pe urmă le parsează și ne le afișează nou într-o formă user-friendly. Iată, dacă eu îi dau, de exemplu, retrieve la mesajul 985, el spune, nu există așa ceva. Acum, încă un lucru interesant. Vedeți acest punct de acolo? Știți ce înseamnă el? Da, el arată că e sfârșitul mesajului. Acum, probabil ar trebui să răsară întrebarea, dar dacă la mine în mesaj este o linie cu un punct, el nu o să creadă cumva că acolo se termină mesajul, când de fapt... Adică, cumva ei au rezolvat problema dată. Dacă vreți, cine poate cum să trimit un e-mail pe omniflex@mail.ro care conține un punct pe o linie, pe urmă careva text, ca să vedem cum rezolvă ei problema dată. omniflex@mail.ro. Cum vrei tu? Subjectul pune test, un 14-14. Dar dacă să-și sfârșitul mesajului conține enter, enter după care e scris ceva, nu este întrucătat după ce ca sfârșit de... Da. Eu cred că soluția o să fie altă. El o să pui un punct în fața punctului. Cum și în bit stuffing, el punea câte un bit ca să întrerupă secvența. Ai trimis? Bine, acum facem din nou stat. Era 496, da? Bine, facem quit, repetăm experimentul. Bine, hai să facem retrieve la 498. Iată, vezi? El a pus câte un punct în fața punctelor care acolo erau, dar punctul care chiar e punctul lui de final a rămas neschimbat. Adică cum am spus eu, asemeni abordării din bitstuffing despre care v-am povestit într-o epocă care deja nu mai este. Received from 192, aha, asta e lor local. Tu ești conectat la vreun Wi-Fi a universității? A, tu. Tu ești la un Wi-Fi universitar conectat? Нет. Да? Tu tot ai trimis? De pe Wi-Fi sau de pe 3G? Bine, acum uitați-vă ce o să facem noi. Retrieve, da, bine. 497. Asta ar trebui să fie mesajul tău. Tra-la-la. Da, tu ai trimis de pe Gmail. El face așa o chestie care se cheamă The Kim Signature, ca tu, ca acel care primește mesajul, să poți să verifici dacă într-adevăr el a fost trimis de SMTP serverul respectiv. Asta, aceste header le adaugă serverul. Și acuși, poate veți observa că uneori serverul exclude adresa IP a clientului care a trimis mesajul. Iată aici noi acum să vedem. Deci începem received from. De pe ce? Stai, întâi să vedem ce s-a întâmplat aici. Da, iată, el nu arată de la cine a venit, adică IP-ul clientului. Dacă acum mai trimiți încă unul, din altă parte. O să observăm poate altceva. Să spui când e gata.
entry team. А, потім з нетачем in Wireshark, апропо. Cum v-am spus, protocolul POP în forma în care noi acum vorbeam este necriptat, adică plain text. Cineva care a făcut sniff la tot traficul nostru vede absolut tot ce eu i-am trimis. Username-ul, password-ul, conținutul mesajelor. Vă dați seama ce înseamnă asta? Dacă noi toți am fi fost într-un local area network, uniți la un hub, și voi aveți în background mail client-uri, tot felul de chat programe, quick chat, dar la eu eram cu Wireshark-ul pornit, eu aș fi fost capabil să văd tot ce voi trimiteți. Tu te referi la Wi-Fi? Nu, dacă e o rețea locală cu fir, atunci el nu este securizat. Tu poți să faci SSH tunneling, despre care eu acuși o să vă arăt cum asta lucrează. De asemenea, tu poți să pui asta tot într-un VPN. De asemenea, tu poți să utilizezi un protocol care nu este plain text, cum POP. Tu poți, este autentificare POP printr-un TLS handshake mai întâi. În așa fel, iată partea asta de la început, nu ar fi fost vizibilă. Deci vă dați seama cât e de rău pentru sănătatea noastră să utilizăm protocoale necriptate. Haideți să vă spun despre SSH tunnel. Iată, pentru oamenii care au Windows, o să fac altfel. Este un SSH client care se numește PuTTY. Sau în popor se mai spune PuTTY. Și vă demonstrez întâi o chestie. Iată, dacă eu googlez what is myip.com, nu, nici nu googlez, dar dacă mă duc pe what is myip.com, el îmi arată această adresă IP. De asemenea, eu mai pot să fac așa ceva. Who is asta e un mecanism de a afla ceva despre o adresă IP. Iată, el spune că asta e tralala Molchel GPRS, care este abuse mailbox. Dacă cineva de pe IP-ul să-ți trimite spam sau face brute force la SSH serverul tău, tu trebuie să trimiți un email la mpbn@molchel.md, în care tu le spui, oameni buni, luați măsuri. Iată, asta e who is. Acum să presupunem că eu vreau să mă prefac că eu nu sunt aici, dar sunt undeva în altă parte. Eu o să fac asta prin SSH. Iată, mai întâi mă conectez, de exemplu, iarăși pe același cont. Iată. Aici, cum vedeți, el are un pic altfel interfejs, nu se vede chiar bine, dar facem așa. Iată, eu acum am făcut login pe mail server, care are o careva adresă IP. Acum, în PuTTY, eu o să fac un tunel. Aha, numai că el pe Linux se poartă un pic altfel. Repetăm experimentul, dar cu mici ajustări. Și aici jos, dacă faceți scroll, în SSH este un punct care se numește Tunnels, care arată că dacă eu mă conectez la un port local, de exemplu 14.14.9, portul meu preferat, pe compul meu de aici, el o să facă
un redirect magic prin serverul pe care eu mă aflu. Și eu cușo să fac un așa ceva. Dynamic. Ok, apeși pe add 1.4.1.4.9. Gata, am făcut. Acum pot să mă unesc iarăși aici. Fac open. Connect once. Acum, într-un browser, spre exemplu în Firefox, eu în setările conexiunii îi spun, așa, că eu, asta e SIP clientul rămas pornit, cineva a sunat. Da, acuși eu dacă vreau tare pot să mă uit în log cine a sunat. Iată, de exemplu. Da, iată numărul de joc. Care te mai nou să intre în... Bine, nu, ați văzut, da. Dacă tu ești admin, tu poți să vezi mult lucruri. Deci, în setările Firefox-ului, undeva prin Preferences, în Network, în Connection Settings, eu îi spun să utilizezi Proxy Configuration .127.0.0.1.14.14.9. Ce înseamnă asta? Că browserul, iată eu acum scriu what is myip.com, el nu se va adresa direct la target, dar el tunelează asta prin SSH connection-ul meu de pe mail server. Și toată lumea crede că eu sunt, de fapt, acel server, dar nu compul de aici. Și iată, dacă voi ați observat sau nu, este o altă adresă IP, iată dacă eu fac un whois, el spune Multilicom, tralala. Adică, în așa fel, eu pot să schimb identitatea mea. Unde prinde bine această chestie? De exemplu, dacă vrei să-ți faci account pe Google Music, poți să faci upload până la 20.000 de cântice, sau până la 100 de GB de MP3 și să le asculti streaming online de unde vrei. Numai că pentru asta trebuie să fii geografic în US. Sau ce? Aha. Da. Sau pe YouTube sunt unele video care this video is blocked in your geographical region. Iată, în așa caz, dacă tu reușești să faci rost de un SSH server undeva în altă parte sau să pui mână pe un server care nu ți aparține, dar să ai acces la el. Atunci tu poți să impersonezi în așa fel și să faci multe lucruri rele. Adică asta e o putere mare, cu care vine și o mare responsabilitate. Așa că ceea ce eu v-am povestit acum, să fiți atenți cu informația dată. Ce mai vreau să vă arăt? Iată, până acum noi n-am făcut încă niciun fel de programare. Eu pur și simplu v-am arătat ce înseamnă tunneling, ce înseamnă telnet, cum poți să vorbești cu un protocol și de ce este un lucru nu bun pentru sănătate să utilizezi protocoale necriptate. Asta putem închide. Sau lăsați să așteptăm el în voia lui să... Dar știți de ce el nu se închide? Pentru că este cineva care acum utilizează tunelul. Iată, dacă eu o să închid, acum Firefox-ul. Ați văzut? A dispărut și patio. Adică el e politicos, într-un fel. Dacă el vede că cineva utilizează tunelul, el o să țină conexiunea vie până când nu se rup toate conexiuni. Poftim? Cum se face tunneling? Command line arguments la SSH client, înainte de conexiuni. Eu pe de rost nu le știu, dar eu sigur că dacă tu te duci pe citography SSH, acolo neapărat trebuie să fie ceva despre SSH.
SVN over SSH. Ну, чинекауты гасешь. Так ее нулится на перерост. Дар. Да, под стивой сейчас сочтешь мут. Я-то, когда я спуни, я-то man SSH. Asta e manual pentru SSH. Iată, el are o groază de parametri, dar tunnel. Facem search. Iată. Și putem să ne uităm, adică ce ne sapă găsești. Adică eu, dacă vreți să eu pot acum să ved, dar asta nu este în critic pentru lecția dată. Ce este critic pentru lecția dată? Asta e anume partea de programare. Și asta o facem cu Python. Mai întâi o să vă răspund la întrebare de ce Python, pe care voi probabil v-ați acordat-o în gând. Unul din motivele care pe mine cel mai mult mă atrage este faptul că el este interactiv. Iată, noi chiar acum împreună o să facem un client care se va uni la mail server și o să facă retrieve la mesaj. Și încă dacă vrem tare, noi putem să facem că el să ne afișeze mesajul într-o formă user-friendly. Este și IPython, care e mai zmeuriu, dar eu acum intenționat utilizez cel mai default posibil flavor, ca să vedeți că chiar și cu mâinile, nu, chiar și cu ochii neanormat, poți să faci destul de comod. Dar înainte ca să scriu mai departe, în ce scrieți voi laboratoarele? Ce ne scrie în Python? Ce ne scrie în Ruby? Ce ne scrie în Java? Ce ne scrie în C? Bine. Iată tu în ce scrie? C-Sharp. Mai prins. Da tu? Wow. Bine, C-Sharp. C-Sharp rulează pe așa o chestie care se numește CLR, Common Language Runtime. Există o implementare de Python care se numește Iron Python, care tot merge deasupra la .NET. Și el îți permite să faci apel direct la funcție din librării .NET, chiar dacă el e scris în altceva. Este și așa o chestie care se numește Jython. Asta e Python care rulează pe JVM, Java Virtual Machine, care îți permite să chemi funcții din modulul scris în Java. Ceea ce eu utilizez acum se numește CPython. Asta e Python implementat în C. Ca atare, Python, asta este o specificație. Care spune, iată, sintaxa e așa, el trebuie să aibă așa funcții, cu așa interfață, care trebuie să facă acest lucru. Tu poți să implementezi asta în ce vrei. Iată, implementarea canonică e în C, există implementare pe Java, pe .NET, există implementare în Python. Sunt mai multe chestii. El se numește PyPy. Da. Bine, cine programează în ceva care încă n-a fost menționat pe aici? JavaScript? Pe Node? Da, se poate. Anume laboratoarele de la acest curs. Pentru că eu tot programez în multe chestii, dar... Bine, revenim la asta. Voi probabil știți că există o chestie care se numește... Tabla asta mea virtuală are un avantaj că eu pot să fac zoom-in, zoom-out și pot să întorc. Și pe urmă că pot să fac save și să vă trimit pe e-mail, ca să rămână arhivă pentru nepoți. Deci, există așa o chestie, precum BSD Sockets API, Application Programming Interface. Asta e un set de funcții, cu ajutorul acestor primitive, noi putem să scriem clienți, servere. Și atât, acum eu o să utilizez acest API pentru a primi un e-mail de pe Mail.ru.
Primul rând faci import la modulul socket. Pe urmă eu fac o variabilă de tip socket. Nu i-a dat la input niciun argument, el by default o să-mi fac un TCP socket. Și el are câteva funcții, una dintre ele este connect, s.connect, care la input primește un tuplu care constă din adresa la care eu mă conectez, pop.mail.ru, și portul la care eu mă conectez. Tuplu, în paranteză rotundă, asta așa un tip de date în Python. O paranteză n-am pus-o la loc. Și iată, asta și frumusețea Python. Că eu pot, în real time, on the fly, să schimb și să merg mai departe. Iată, el s-a conectat. Pentru că dacă nu s-ar fi conectat, n-ar fi apărut chestia dată. Deci, care îmi spune că eu sunt gata pentru nouă ta comandă. Acum este funcția send, care trimite ceva acolo. Și eu îi trimit user omniflex@mail.ru. Acolo, dacă ați observat, eu apăsam pe Enter. Eu cred că lui trebuie să-i trimitem un \r\n. Funcția mi-a returnat 23. Asta e numărul de bytes care a fost trimis cu succes. Iată, dacă noi ne uităm la lungimea acestui string, el e 23. Adică tot coincide, nimic pe noi nu ne amăgește. Mai departe, conform protocolului, eu mai trebuia lui să-i trimit parola. Îi trimit pass, Russian password, бабушка. A trimis 30 octeți. Totul bine. Apropo, mai este și așa o funcție, receive. Dacă eu spun, de exemplu, 100, asta înseamnă citește până la 100 de bytes. Asta, ceea ce vrem noi aici, asta e primul ok \r\n la user, a doilea ok pentru pass. Acum eu îi trimit, spre exemplu, comanda stat. Este posibil că el a rupt conexiunea. Страню. А сейчас видим, да, фачим ресив, да, дико я не мой примес не миг. По ее одержам чичи то, чем требуя. Сайди с анализем пирант. Revenim la prietenul nostru tablă. Deci ce s-a întâmplat? Eu lui i-am scris user tralala. El mi-a răspuns plus ok. Eu lui i-am spus password tralala. El mi-a răspuns ok. Plus ok. A, primul eu când mă conectez. Aha. Eu o să fac. Asta nu-i chiar eficient. Schimbăm culoarea. Iată, eu aici am făcut connect. Și el la conexiune mi-a răspuns plus ok, da? Hai să vedem. Stai clip. Asta poate să însemne că... nu. Da. Deci, într-adevăr, ceva e straniu. Noi trebuia să primim un ok aici, unul acolo și după password încă unul. Dar noi în total am primit doar două. Înseamnă că ceva... Da, poate parola nu era bună. Sau eu la password n-am pus la urmă \r\n. Da, interesant. Bine, repetăm experimentul. Ne conectăm. Transport endpoint already connected. Hmm.
Interesant. Asta înseamnă că conexiunile noastre într-o stare stranie. Cum putem noi să verificăm acest lucru? Există așa un instrument care se numește netstat, care îmi arată la momentul dat ce se întâmplă cu conexiunile mele. El are mai mulți parametri. Facem așa. Minus A înseamnă all, arată-mi toate conexiunile. T înseamnă TCP. L arată listening, mie asta nu-mi trebuie. N, asta e numeric. Tot spate discos. Și P îmi arată procesul care e responsabil de acea conexiune. Apropo, eu am scris A, dar mie de fapt asta nu-mi trebuie. Mie trebuie numai asta. Da, you have to be root to see it all. Music brains. Voi vă dați seama că... Firefox e stins, poate el este undeva în altă parte. Nu, Firefox-ul de mult e stins. Da. Asta e ca tare nu e bine, pentru că tot asta trece prin 3G. Nu costă chiar puțin. Dar the things I do for science. Asta e jertfirea mea pentru voi. Bine. Да, я уже спонс София нумерик, но у вас фи процессу, что фак греб ла по сути зечи. Касмирате. Это конформ фидбэк ла и примиди ла нет стат. Ла моменту дат нимену и конектат ла порта 110. Адика факту ка йоу аич вед the endpoint is already connected, nu prea are sens. Bine. Prin cine? Sunt mai multe chestii, haideți să facem așa. Eu am închis socket-ul. Facem din nou, că nu ne costă nimic. Iată, ne-am conectat. Acum trimitem iarăși userul. Facem receive chiar de pe cumă. Iată, avem cei doi OK. Primul de la conexiune, a doilea de la user. Acum îi trimitem parola. Ok, welcome. Bine. Data trecută, noi ne-am oprit la stat. 499 de mesaje. Până când noi ce stăm și pierdem timpul, lumea trimite e-mail-uri. Așa. Message. Da. Așa. Întâi facem send. Facem retrieve la mesajul 499. El nou acum ne l-a trimis. Și eu fac așa. Variabilă message este egal cu s.receive. Citeștem până la 100 de mii de octeți. El se gândește. Acum noi ne uităm la lungimea mesajului 2302 octeți. Și eu pot să fac print la message sau pur și simplu scriu message. Iată cum arată chestia dată. Da. Dacă scriem așa, el o să ne-l afișeze un pic mai user-friendly. Vedem ce am primit noi aici. Code Igniter, ZZ Mail, Linux, Ethernet modem.
from. Ага, да. Виездок или plain text, мне знак фачу скринкашку, фонд Марьевский, как паспорт у тебя, и Russian паспорт бабушка. Алченева, пать со секунды. Повтим? Акума, не уйтем, кума рата чес месаж. Дака на чтим РФЧЕЛУ, ной, обсервем, как пифей кари линии энхедер чева скри, пиормы урмязы, ну, бе не астывам каз мой компликат, потому что типа де месаж, ну и plain текст, дай маем ку attachment-ур, ку зорзонели, парсингулу есть он пик мой, мой комплекс. Дар, хайде соведем, это ной птенц фачем аша. Header, ши body, есть egal message, пункт split, дупе, backslash r, backslash n, backslash r, backslash n. Да, ерунда, я кусте, а че як сплитер с моим мультим, що треба се индик к максимум ди одатов е сплит, а дика. Сплит, яраш, дупе backslash r, backslash n, backslash r, backslash n, ще ще опун он уну. А, ша. Шакума верет, ди унди вини ачел уну. Так, ну и я сейчас скрием Python string split max. Блин, аша не утем. Python string split. In документации со спуни не группиал к функции split примешьте опционал параметру уну кари сепаратор да долей max split кари рата к елло сефак split. Ну, мой мульт, декат, де, а ты теорь. Шаку мы, да, кривени мы, чеши не утем инхедер. Инхедер, ну, авем, ну, мы хедеру. Да, анбади, авем реста. Аку мы, ну, и врем, сештим, чим мы есть в медипарте инхедер. Сыл парсем, уляка, мы фрумос. Фачим он дикционар. Ша, хедер, дикт. Есть галку. Вы ждете при list comprehensions? Я то фачем это ша. Headers. Адика у листа, где тра-ла-ла. Есть галку. Да, да, резко. Окей. А я чувствую, что я сделал list comprehension my sophisticat. Дар, ну что так, астан день релевант. Аста держаю кестия питоника. Дар, дечь, кари идея. К ной врем сфачем сплит, като связь, экземплу, x, m, r, u, a, v, check. Аста дену мире хедер, луи, шеваларя, луи, фи, фолт. Кайл спот... Ну, ел ну ин джейсон. Ел ин алчева. Бени, хайдис, да, тут уж они сестатся. У Софии entry for entry in header пункт split. А остальное сам на split дупы. Я таку мы елался не факу о листе. Энкари приму элемент, для экземплу. Лучше факуть у сплит. Да. Ну, прима линии требует я игнорат. Плюс окей. Я отвитать. Энфи кари шапки for entry in headers print фачи маша key value
есть галку entry.speed după două puncte. Nu contează. Ca tare, da, pentru că undeva acolo poți mai fi două puncte și o să fie... Da. Vezi? Dacă nu ești atent. Dar acum și verificăm. Și acum facem print key. Printăm key, tab, valoare. Key, value. Da, pentru că split-ul nostru... Iată așa, facem deodată cum tu ai spus. Totuși undeva sunt... A, pentru că plus, ok. Da, în Python este așa o chestie прикольна. Iată așa. De la a doilea în sus. Iarăși, facem acel split. Dar just in case, haideți totuși să spunem că max split 1. Și... Da, începutul a fost bun. Undeva, aha, clar. Iată aici, de exemplu, sunt mai multe de două puncte. Dar, ca să nu ne împotmulim în ceva care acum nu este relevant. Scopul meu era să vă arăt cum să vă conectați manual la server cu un socket, să citiți, să primiți și ați văzut că asta lucrează. Deja părsarea, rămâne o altă întrebare. Noi pur și simplu am vrut să facem asta tot într-un singur list comprehension de este magic și nu am ținut cont probabil de vreo o situație mai neordinară. Un spațiu, un backslash n pe undeva. Care vă sunt întrebările până acum? Dacă sunt. Bine, întreb eu. Care este portul implicit utilizat de SSH? Eu, viteza sunetului, eu întâi am văzut cum tu ai spus, și pe urmă am auzit, tu m-am presărit. Bine. De ce unii oameni pun SSH serverul lor pe portul NU22? Bine, iată o persoană care vrea să scrie astăzi examen. Care este una din problemele fundamentale în protocolul POP? Iată asta întrebare pentru tine. Nu este criptat. Haideți să vă mai spun încă un factor. Noi știm din cursul despre rețele că există așa o chestie precum packet switching și într-o rețea care este alcătuită din mai multe noduri, cumva așa, pachetele se duc prin diferite căi și aceste noduri nu sunt sub controlul nostru. În drum, iată, dacă eu sunt aici și pop-mail-ru e acolo, în drum el a trecut prin mai multe locuri. Se presupune că prin 1, 2, 3, 4.
câți administratori de rețea acum, dacă ar fi fost oameni nu buni, știu parola mea de la Mail.ru. Adică acei prin a căror rutere a trecut această chestie. Da. Adică ideea este că în cazul rețelei internet noi delegăm această comunicare tuturor nodurilor. Noi nu putem să spunem că merge anume prin direcția asta. Cum merge, așa și mergem. Și dacă acel care administrează acest router are un fel de hard de un quintilion de terabyte și lui nu este jale să facă copii a tuturor pachetelor care trec prin el, și din câte noi am observat, instituția americană, NSA, taman asta și face, în principiu nimic lor nu le împiedică pe ei să facă copii acestui trafic ca mai apoi să-l analizeze. Iată, de exemplu, dacă ei ar fi fost făcut sniff la tot traficul care era pe aici, a venit un e-mail de pe adresa IP pe care noi am văzut-o acolo, de la tine, de la tine și de la mine. Printr-un anumit algoritm de data mining, ei ar putea să concludă că acești trei oameni se află într-o proximitate geografică, să zicem, într-o rază de 50 de metri, sau în clădirea dată. Adică voi vedeți că sunt corelații pe care le poți face atunci când tu ai acces la loguri la scară masivă. Din această cauză, este o idee foarte bună să faceți encrypt la absolut totul, chiar dacă astăzi desenii cu mâți sau un shopping list pe care îl trimite sora ca să vă spună să cumpărați pâine când veniți acasă. Pentru că, totuși, privacy, asta e o chestie foarte importantă și dacă noi singuri nu luăm în mâinile noastre inițiativă, Starnet, Molcel și Moltelecom, pentru noi asta nu o să fac. Apropo, voi ați auzit despre RMS? De Richard Stallman? Da, este așa un om. Da. Eu cred că voi trebuie să faceți лобби, ca acel examen să fie cumva setat la o altă oră. Dar cu cine aveți examen? Ну, bine, iată, asta e unul din oameni care luptă pentru libertățile și privacy-ul tuturor de pe planetă. Sunt multe mituri despre Richard Stallman. Da, și încă despre dânsul să mai spune că el nu folosește internet, el citește totul prin e-mail, el are un script care lui face retrieve la ceva și îi trimite un attachment cu acel content. Mai pe scurt, asta e despre, de ce am spus eu despre el. Pentru că el este unul din, este așa o chestie care se numește FSF, Free Software Foundation, unde free nu se are în vedere free as in beer, adică nășarul, care costă zero. Ci free as in freedom, adică în sensul de libertate. Iată, e foarte important să faceți această distinție și el o să vină cu un discurs non-tehnic care o să fie probabil despre libertatea, despre privacy, despre multe chestii care pe noi pe toți ne afectează. Încă nu. Pe site-ul... Iată, istoria cu șniutem, poate. La Chișinău. De la 10 până la 12. Adică faceți examen, o să fie de la ora... A, iată. Adică există compromis. Bine, ce mai vroiam eu vă o să vă arăt. Apropo, iată ceea ce am făcut noi aici. Asta e cum ai merge la Orhei prin Belz, dacă te afli la Chișinău. Pentru că în Python
Exist un library. Iată. Import. Permission. Da, să vedem. Ce 822. Da. Asta e un library care, iată, noi acum am pornit să începem să parsăm manual acel email, dar să știți că este un library care asta face pentru noi automagic. Pare mi se că este și un library pentru pop. Python pop library. A, poplib, da. Iată, import poplib. Care exportează funcții de genul getMessage. Și el nu te pune să te gândești de ce înseamnă retro, de ce înseamnă list. Numai că, în acest caz, eu intenționat am folosit socket care e cea mai mică, cel mai jos nivel de abstractizare, că voi să înțelegeți cum să se face manual. Pentru că dacă noi deschidem codul sursă poplib, acolo undeva adânc noi o să vedem S, connect, formează această comandă și așa mai departe. Tot acolo, pare mi se este... Nu, așa, eu da să vedem așa. Da, este și o implementare pentru acest, el acum se cheamă TLS, că are ultimele versiuni. SSL înseamnă Secure Sockets Layer. TLS înseamnă Transport Layer Security. Asta e un mecanism care îți permite să faci, să încapsulezi un ceva necriptat într-un tunel criptat. Apropo, despre SSH. Iată, noi pe undeva pe aici ne-am conectat pe acest server și printr-un SSH tunnel deja ne conectam în restul lumii. Imaginați-vă așa un scenariu, că voi aveți un program scris în Fortran prin anii 80 de către o persoană care a murit și source code-ul nu-i, dar lucrează. Și voi vreți să faceți un update ca el să fie criptat. Dar versiunea curentă nu este criptată. Ar fi o idee să faceți reverse engineering la ceea ce este sau să-l reimplementați în C-Sharp, de exemplu. Dar asta necesită efort. Dar ce noi putem să facem? Spre exemplu, dacă acest program se conectează la o bază de date prin internet, într-un mod necriptat, adică în plain text. Noi putem să rezolvăm această problemă encapsulând, adică tunelând chestia dată printr-un SSH tunnel. Conexiunea SSH este criptată. Criptată serios. Asta înseamnă că dacă noi avem un protocol nesigur, noi mai avem încă o lecție. Da. Dacă noi avem un protocol vechi, antic, cu care nu mai avem ce face și nu vrem să-l rescriem, cea mai sigură metodă sau cea mai ieftină metodă de a-l securiza, asta e să-l tunelăm prin SSH, de exemplu. Sau mai putem să utilizăm un VPN. Asta e o alternativă. Deci, iată, o altă chestie care nouă ne permite să rezolvăm probleme. Haideți să facem o nano-pauză și apoi revenim.